Vă salut cu pacea Domnului și bună seara! Pentru deschiderea serviciului divin, vă invit să căutăm imnul numărul 13 și să îl cântăm cu bucurie. Și pentru această ocazie când suntem la picioarele tale. Amin. Și te rog frumos să ne ajuți să fim suficient de curajoși și sinceri să ne privim la starea noastră așa cum tu ne vezi și să putem face acest inventar din inima noastră. Amin. Te rog să binecuvântezi și cuvântul tău. Amin. Și ajută-ne să ducem până la bun sfârșit pocăința noastră. Amin. Așa să nu ne păcălim. Amin. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Bună seara și pacea Domnului tuturor! Bine ați venit la biserică și Domnul să fie lăudat pentru seara aceasta frumoasă de sâmbătă, seara aceasta frumoasă de primăvară și seara aceasta frumoasă de serviciul divin. Amin! Aș vrea ca să cântăm, să ni se așeze inima la loc și apoi să deschidem scripturile pentru seara aceasta. Dacă cineva... Toate, doar nu vrei o cântare. Zi, omule, ce cântare vrei? 793. Bine. Să vedem ce cântare vrea Toader, că dacă el vrea cântare, înseamnă că ceva
s-a întâmplat sau ceva. Am pierit, deci nu este ritmul, da, este în 6-8 timp, ritmul este așa. Dorind fericirea eu adeseori, am legat gândul meu de ceva . Hai să vedem. Și dorind fericirea eu adeseori, am legat 2, 3, 4 gândul meu de ceva trecător, dar nici n-am ajuns.
complicat. Deci mai cânt o dată refrenul, măcar să știți cum trebuie cântat. Iisus doar rămâne la toți credincioși, etern salvator e numai El, Domnul Hristos. Refrenul cu mine toată lumea. Și Iisus doar rămâne la toți credincioși, etern salvator e numai El, Domnul Hristos. Amin. Zici că ne dăm sufletul de groază. Pentru prima dată ați cântat-o? Chiar serios, da? Nu, nu știu, eu știu de mult. Da, Ioane, dar nu tot o cântare de asta ce nu putem cânta. 300? Că tu ai darul să ne dai cântări de astea ce nu le-am cântat niciodată. Stai că văd imediat. Da, tot din aia. Ba nu, se cânta cu alte cuvinte, Da. Da, încercăm, Aurel. Cerul ne tot cheamă, n-avem nicio teamă, drumul oricât ar fi de greu. Valea morții părăsim, printre stânci mereu suim, drumul aspru, toți îl știm. Amin, amin. Da, cuvinte foarte frumoase, care ne îndrumă sau ne provoacă la a ne dori ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu cu privire la mântuirea noastră. Dumnezeu să ne ajute să vrem și să dorim lucrul acesta. Amin. Amin. Ce cântare ai vrut, Aurel? 788. Da, mai putem cânta o cântare. 788. Yes.
Amin. Amin. Mulțumim Bunului Dumnezeu că am putut să cântăm în seara aceasta. Mulțumim că suntem la adunare. Domnul să fie lăudat. Bunătatea Lui este mai mai vizibilă decât ne putem noi închipui. Ieri seara am fost la biserică și câțiva ați fost la ora de rugăciune. Am citit din cuvântul Domnului și știți că noi de doi ani mai adunăm câte un ban pentru biserică. Mai avem promisiuni, mai avem oameni care zic că ne mai ajută la muncă. Adică așa cumva ne tot adunăm. Și niște oameni dragi mie și dragi vouă, probabil, aseară au dat Domnului 10.000 de lei pentru biserică. Eu am rămas un pic impresionat, adică mai mult impresionat. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le dea mult mai mult decât ne putem noi închipui. Na. Deci, ce să zic eu? Până la urmă, ce știu eu? Să nu rămân eu cu biserica. Voi vă tot pierd pe drum. Da. Da. Da, biserica și popă, restul nu mai contează. Așa este, da. Am cântat cântarea de deschidere, Domnul e cum? Bun. Bun. Și apoi are partea a doua strofei care zice, o, cât de bun este Dumnezeu. Îi lăudăm numele, îi mulțumim și personal mă rog și să ne rugăm cu toții ca Dumnezeu să răsplătească cu drag și cu prisos pe toți cei care au dragoste pentru biserica Lui. Amin. Așadar, suntem în seara asta aici ca să citim iarăși din Scriptură, să mai auzim, alții să ascultăm, alții să ne mai gândim și alții să și facem. Ați văzut cât de mult e până la făcut. Să mai auzi, să mai asculți, să te mai gândești și apoi să mai și faci. De auzit, auzim. Acum, mai câte un cuvânt, două, care când mai adormim câte unul, poate că mai sărim câte două, trei cuvinte, dar știți ce spune prorocul Elenoai despre chestia asta? Despre dormit și despre gălăgia care o face un copil sau un frate în biserică. Să vă spun ce zice, nu știu dacă știți. Zice că exact în momentul acela, Dumnezeu are de spus ceva celui în cauză și zgomotul respectiv îi fură exact mesajul care trebuie să îl dea lui. Și după aceea ce poate să asculte predica, că nu mai are nicio treabă, că ce-o trebuie să audă, s-a dus, nu mai aude. Da. Deci unii mai aud. De ascultat deja e o treaptă superioară, știi? Că ascultă-mă copile, n-auzi de câte ori să zic, așa ceva, de câte ori să zic că nu mai știu ce să mă fac cu tine. Ascultă-mă copile, n-auzi? Și ascultă. Câte unul mai ascultă. Dar păi să mai stai să te gândești la ce ai auzit și ai ascultat, asta e greutare. Nu? Că trebuie să te duci acasă și zici, mă, oare de ce o zis fratele Coman asta? Se referea la el sau la mine? Și când pui întrebarea asta, la ce concluzie ajungi? Că la cine se referea? La mine, nu la el. Adică la el, la fratele Coman, nu la mine, da. Nu? Și atunci, când mai ajuns să mai faci? Niciodată. Nu? Ei, mesajul din seara aceasta ar trebui să fie în așa fel perceput de noi, încât să credem că se referă la cine? La mine. La mine. Vezi, dar ce greu ți-a fost să zici, numai din a doua ți-a reușit. Prima dată ai zis că la noi. Abia din a doua ți-a reușit ca să zici că la mine. Da.
Haideți să deschidem Scriptura în Sfânta Evanghelie după Luca. În Sfânta Evanghelie după Luca, aș dori să citim de la capitolul 24 câteva cuvinte în baza cărora aș dori să luăm câteva învățături în această seară. Este vorba despre capitolul 24, versetul 11. Scriptura spune așa: cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Mie mi-e frică să citesc versete din astea. Vă spun cinstit. Mie frică să citesc versete din astea. Zice, cuvintele astea li se păreau cui? Apostolilor. Cum li se păreau cuvintele astea? Basme. Povești. Cu capra cu trăiesc, cu ursul, cu păcălit de vulpe, cu din astea. Așa. Și, ca și cum n-ar fi destul, când citești capra cu trăiesc și ursul păcălit de vulpe și astea la un copil, copilul știe că e basm, dar copilul le crede. E chiar întreabă, și-a, păi cum a fost acolo? Da. Și chiar așa s-o topi și-a, da, și el crede și se culcă și crede. Dar zice că ăștia, după ce că li se păreau basme, nici nu le credeau. Da. Dragii mei, aș dori în seara aceasta să punem în discuție o problemă a credinței mele și a credinței voastre. Problema aceasta este diferența dintre ce știm despre Iisus și ce credem despre Iisus. Aparent, nu pare o prăpastie între aceste două declarații. În realitate însă, e mare diferență între ceea ce știu oamenii despre Iisus și ceea ce cred oamenii despre Iisus. Aș vrea să vă spun că dacă vorbești, de exemplu, despre mitul Iisus Hristos, mitul, știți ce înseamnă? Mitul sau mitologia este, să zicem așa, o povestire super dezvoltată care pornește de la o realitate măruntă sau chiar de la o închipuire și se creează o mitologie. Adică învățături, povestiri, legende și așa mai departe. Știți câți oameni de pe planeta Pământ cred în mitul sau în mitologia despre Iisus Hristos? Știți câți? Toți. Toți. Unii zic că e o închipuire de a unor evrei, alții zic că e o închipuire de a unor oameni săraci, care n-au avut nicio speranță și au inventat un personaj. Alții zic că, într-adevăr, a fost un om undeva, cândva, și a făcut niște lucruri care au impresionat pe alții și aceștia, și în jurul lui s-a dezvoltat o groază de povestiri și de legende și s-a făcut mitul Iisus. Toți cred în mitul Iisus Hristos. Dar asta știți ce înseamnă? Asta nu e o credință în Iisus Hristos, ci este ceva ce știi despre o poveste.
Din cauza asta, în seara aceasta, aș vrea să lămuresc împreună cu voi diferența dintre a ști despre Iisus Hristos și a crede despre Iisus Hristos. Repet, a ști despre Iisus Hristos și a crede despre Iisus Hristos. Zice că în ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului acolo. Mi-aduc aminte, eram de vreo 10 ani, stați că nu, de 11 ani eram, în 1973. Și pe vremea aceea, bine, pe vremea aceea, ca și astăzi, noi n-am avut, adică mama și tata acum are televizor, dar atunci n-aveau televizor. Și aveau televizor și noi copiii fugeam în vecini să ne uităm la televizor. Nu știu dacă era voi ați prins și voi obiceiuri din astea. Și știam serialul, știam așa, și mergeam în vecini, fie la mătușa Iuli, fie la mătușa Ioana, mult mai rar mergeam la tete Aurel, mai rar. Era mai complicat acolo. Și eram într-o duminică dimineața, la mătușa Iuli, așa ziceam noi, la televizor, era ceva serial de ăsta pentru copii dimineața, nu mai știu ce serial era. Cum? Tarzan, sau ce știu ce-a fost, nu mai știu ce-a fost, era un serial pentru copii. Și noi acolo cu ochii mari, și era televizorul, voi nu aveți ăștia de aveți cum să era cu lămpi, tot câteodată vedeai și câteodată nu vedeai, era numai purici, puricii fugeau în stânga și în dreapta și tu ții închipuiei ca și cum erau călăreți, mă rog, nu, nici nu, nu aveți nici așa. Era transformator și dădea mai tare, dacă dădea mai tare ca să vadă mai bine, pușca lămpile, că era cu lămpi și... Da, deci nu, mă rog. Dar important era că noi eram la televizor. Și când eram acolo la televizor, mă vine mătușa Iulia la noi și zice, bă, mereți acasă că a murit bunăta. No, noi eram copii mici, ce a murit bunica? Adică nu... Nu știam ce e moarte, nu știam ce... Mergi acasă, zice că a murit bunică. Mă gândeam, mă, că acasă, stai să termin serialul. Adică nu puteam să leg sufletul meu de dramă și cu tare. Și nu ne-am dus acasă, ne-am stat să termine serialul. Și mătușa Iulie și-a mai făcut acolo ceva treabă și vine înapoi supărat în casă și mai strigă, bă, voi n-auziți, mergi acasă că a murit bunică. Nu mă lasă să vă zic, a murit bunică, mai ales că o fală că a murit bunică. Adică la vârsta asta nu realizezi drama. Mă rog, ne-am dus acasă, într-adevăr bunica murise. Și au luat-o din pat și au pus-o în camera din față, jos pe podea. Eu nu știu de ce subicele astea, dar așa a pus-o, mă rog. A pus-o jos pe podea și apoi cu femeile s-au dus să facă rost de haine ca să o îmbrace. Să-i ia haine, să-i le calce, mă rog, în sfârșit și așa mai departe. Și după, ce știu, câte ore sau cum, așa, au venit înapoi, s-au dus în camera din față, camera de la drum, cum se zice, așa, ca să o îmbrace. Acum vreau să vă pun o întrebare. Când au venit să o îmbrace, dacă n-ar mai fi găsit-o acolo, la ce s-ar fi gândit? O furat ceva. Câți dintre noi, dacă ți-ai pune mortul în camera din față și te duci să iei haine și cizme, să o încalci, când te duci numai acolo, câți dintre noi ne gândim că am înviat? Primul gând te gândești la bă, care a făcut o glumă proastă, nu? Tu ești necăjit acolo, te umflă plânsul și după azi vine să râzi, care v-au făcut o glumă proastă. Te uiți dacă nu o tras-o pe după vreun dulap sau... Da, râdem, na, da? Frații mei, eu vreau să vă creez o imagine despre ce s-a întâmplat aici. Femeile acestea, într-o duminică dimineața, s-au dus cum au venit mama cu mătușa Marie și cu ăștia s-au dus la mormânt ca să termine înmormântarea, că era început, și-o vin sâmbătă și nu au putut să o termine. Și aici ar trebui să auziți, că nu vă supărați,
Eu până acum vreo 10 ani sau nu știu cum, eu n-am auzit de mormântare sâmbătă. Adică era un sacrilegiu de neiertat pe veșnicie. Da, vintici, da. Dar în ultimii 10 ani numai sâmbătă să facă mormântări. Jur, iese mai bine sau nu știu de ce. Sau vreme mai multe, da, nu știu. Adică trebuie să vă mai gândiți la lucrurile astea. Chiar nu-s glume. Deci chiar nu-s glume. Mă rog. Și zice, au venit și au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului. Deci știau despre Iisus că e mort, s-au dus să-L îmbălsămeze și nu L-au mai găsit. Asta știau ele. Toți de acolo. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel viu? Păi stai un pic. Cum adică pe cel viu îl căutăm între ei morți? Păi nu noi l-am pus în groapă. Vezi, noi știm clar informații despre Iisus. Rețineți ideea aceasta, diferența între a ști despre Iisus și a crede despre Iisus, nu în Iisus. Despre Iisus. E foarte importantă diferența asta pentru seara aceasta. Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea. Când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Și ele ce au făcut? Și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacob și celelalte care erau împreună cu ele. Și acum fiți atenți. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor bazme. De ce? De ce? Pentru că ceea ce știau ei despre Iisus Hristos, cine putea să le schimbe în capul lor? Nimeni! Nimeni! Dar drama asta o am și eu și o ai și tu. Ceea ce știu eu despre Iisus Hristos și ceea ce știi tu despre Iisus Hristos nu ne mai poate schimba nimeni. Toate pozele din Biblia explicată copiilor, toate diapozitivele cu Domnul Iisus, toate lecțiile despre Domnul Iisus, toate povestirile de la căpătâiul patului despre Domnul Iisus, toate predicile despre Domnul Iisus, toate facerile Lui de bine, toată iubirea Lui Iisus Hristos, tot comportamentul Lui povestit de oameni de zeci, de zeci, de zeci și de sute de ani, ne-au dat niște informații despre Iisus Hristos pe care din capul nostru nu ne le mai schimbă nimeni. V-am mai spus, dar trebuie să repet și aici. Am fost într-o tabără de omiletică cu tinerii la Lăpușna. M-au rugat să mă ocup de ei, să le dau câteva idei elementare de predicare. Și eu am spus și celor care m-au invitat și copiilor pe urmă, zic, eu mă duc cu drag, dar vedeți că eu nu sunt în canoane. Și am luat tabla și am împărțit tabla în două și am zis, vă rog să-mi spuneți
tot ce știți voi despre Dumnezeu. Cum e El? Ce știți voi despre Dumnezeu? Și au început tineri de acolo să spună: Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este bunătate, Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este har, Dumnezeu e... Mă rog, câte și negri, mi-au umplut o jumătate de tablă. Și după am zis, vă rog să luați Biblia în Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, să citiți primele 11 versete și să-mi spuneți de acolo ce zice Biblia despre Dumnezeu. Scrieți pe hârtie, fiecare să-mi scrie câte 3 sau 4 lucruri despre Dumnezeu din Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, începând cu versetul 1 până la versetul 11 sau 15, nu mai știu care le-am dat. Și acolo zice: tu ești ca un urs. Ești ca unul care își încoardă arcul și trage în mine. Ești un călău, ești tăi de capul. Și au scos ei, au căutat din mine și au zis: acum dictați-mi ce ați găsit acolo că scrie despre Dumnezeu. Și pe partea, pe jumătatea cealaltă de tablă, am scris ce mi-au dictat ei despre Dumnezeu. Și acum le-am spus: dragi tineri, băieți și fete, eu n-am nimic că voi vreți să predicați pe Dumnezeu. Dar dacă voi predicați asta ce mi-ați spus voi, voi sunteți niște mincinoși. Iar Dumnezeu n-are nevoie de mincinoși. Și cuvântul lui Dumnezeu n-are putere între oameni, pentru că voi nu predicați nimic adevărat despre Dumnezeu. Voi predicați adevărat de Dumnezeu numai când în predica voastră se găsește și partea asta de tablă și partea asta altă. Adică tu, dacă știi despre Domnul Iisus, dar nu crezi totul despre Domnul Iisus, tu nu știi despre Domnul Iisus, tu știi despre altcineva. Tu știi despre o persoană care e în capul tău, dar care nu există în realitate. Și când apostolii au auzit niște cuvinte despre Iisus Hristos, care nu erau în sistemul lor de gândire, cum le-a numit? Basme! Păi tu nu așa faci când eu îți spun că Iisus Hristos o să-ți dea foc? Nu așa zici, fugi mă de aici, Domnul Iisus care ne iubește să ne dea foc? Tu nu așa faci când îți spun că cu suflarea gurii lui și cu mânia lui o să te... cum era suflul ăla de la bomba atomică, dispar imediat. Fugi mă de aici, că Iisus Hristos i-a iubit pe oameni. Pentru că în capul tău nu intră Iisus. În capul tău tu știi ceva despre El și ăsta nu ți-l poate schimba nimeni. De ce? Și atunci când citești din Biblie despre Iisus, dacă nu se potrivește cu ce știi tu despre El, zici că a fost o chestie de context, cine știe la ce s-o fi gândit autorul ăla când o scris, cine știe cât a fost de treaz sau de beat ăla care o tradus, cine știe ar trebui văzut nu știu care text sau nu știu care original, cine știe câte lucruri te-a învățat cineva și când mai ajungi tu la Iisus? Niciodată! Niciodată! Ce știi tu despre Iisus? Și ce crezi tu despre Iisus? Și zice apostolul așa: cuvintele acestea li s-au părut apostolilor ce? Basme. Și pentru că li s-a părut basme, ce n-au putut? N-au putut să creadă despre cine? Despre Iisus. Despre Iisus. Acum, dragii mei, aș dori să aduc în fața voastră și în fața mea câteva imagini biblice despre Iisus Hristos pe care le știm, dar în opinia mea, nu le credem.
le știm, dar, în opinia mea, nu le credem. Prima imagine pe care vreau să vă aduc este din pilda în care Dumnezeu creează o imagine foarte plastică, să-i spun așa, despre relația dintre cei care îl cunosc și el. Este vorba despre pilda celor 10 fecioare. Ați observat în ultima vreme, eu n-am nimic cu asta, adică să fie foarte clar, nu dau apă la moară la cei care au ceva cu asta. Doar vă spun. Ați observat că în ultima, deci când eu eram tânăr, dacă la o nuntă existau domnișori de onoare, te excludea sau cel puțin te putea sub cenzură. Pe mire și pe mire. Nu exista așa. Nu te cununa. Deci nu te cununa. Așa era tradiția noastră. Da. Mă rog, eu n-am nimic, că sunt fete și băieți care merg înaintea mire. Am cum sunt îmbrăcați. Asta e o altă problemă. Adică poate nici cum sunt îmbrăcați, dacă câteodată da, hai să mă bag în chestia asta, că cine știe ce mai tai deștile. Așa. Da. Și de obicei, tradițional, domnișorii de onoare, da, sunt prietenii și prietenele mirelui. Adică cei mai apropiați băieți care au fost de gașcă cu el și cele mai apropiate fete care au fost de gașcă cu mireasa. De obicei aceștia sunt și ei sunt puși să meargă înaintea mirelui, nu numai să pregătească mirele și mireasa, ci să anunțe că după nunta asta urmează nunta lor. Adică ei merg înainte că se vor căsători. În mod normal așa era tradițional. Așa. Și ne spune Domnul Iisus Hristos, o fost vreunul, da, chiar cine? Manu, să fie în ceasul bun, dragă. Vezi că în septembrie numai ultima duminică o mai am liberă, pe celelalte mi-s fixate cu nunți, deci în ultima acceptăm. Dacă nu, prima din octombrie, așa. Bun. Și două pilde acolo. Fiți un pic atenți. Ce știm noi despre Iisus? Că e bun, că îi caută pe beteci, că este sensibil la nevoile oamenilor. Și lista poate continua, nu? Nu? Și acolo, în pildă, el se autosimbolizează prin cine? Prin mire. Prin mire, da? Și mirele își pune domnișoare de onoare pe cine? Pe cele mai aproape, pe care le cunoștea, pe care le știa, au copilărit împreună, s-au jucat de ascunsele, hoții și sau ce cum jocurile, în sfârșit. Și zice că seara, știi, o făcut o pană, o mai sărit o caprioară în fața lor, ceva, și au întârziat. Și astea cum erau, știți cum sunt fetele care spuse așa mai zurli, că n-au nicio grijă, n-au nimic. Păi nu așa, la vârsta aia, nu te interesează nimic. O dormi pe lămpaș, o curs fotoghinul din el, ce-au făcut acolo, mă rog, în sfârșit. La un moment dat, cineva strigă, băi, zice, vedeți că vine mirele. Păi, de mine, s-au sculat astea, s-au așezat, imediat s-au scuturat, cum era pe vremea aceea, s-au așezat rocurile, pa, când se aprinde lămpașul, nu, aprinde-l, că nu-i nimic. Și zice câteva dintre ele, zice la alte, bă, dați-ne un pic de fotoghin, bă, vă știți ce e la fotoghin? Da, bă, nu pe ăștia v-am întrebat, că sunteți din epoca trecută, pe ăștia care nu știu nimic, da, așa. Zice, bă, dați-ne și nouă, că suntem de mirarea lumii, doar ne cunoaștem. Și zice, astea zice, bă, zice, nu văd că după aia, chiar suntem de minune, nu ne merg nici nouă, nu, fugiți repede și cumpărați-o. Și astea zice, că bine, ziceți, fug repede, își cumpără, au găsit, își cumpără, și după aia vin aici la cămin, la Herghelia, nu, se intre și el la nuntă. Dar atunci nu era ca acum, că, de fapt, nici acum nu te poți duce neinvitat, că e rău.
Și când bate la poartă, se intre închis. Și a început nunta, nu mai primim pe nimeni. Păi da, dar sunt Margareta cu Carmen, cu Ibi, cu așa, suntem toți aici. Și ce, nu? Merge la miere. Vezi că au venit Margareta cu Ibi, cu Carmen, cu astea, ce că se... Ce? Spune-le ce? Acum, fiți un pic onești. La nuntă, la Emil, e domnișoară de onoare Daniela. Și ajunge mai târziu. Și Emil zice, nu lăsa să intre, că nu o cunosc. Ăia care aud că el zice că nu o cunoaște, la ce se gândesc despre Emil? Are ceva împotriva ei? Ce care ce ceva împotriva ei? Cum se gândesc la așa ceva? Doar el a pus-o domnișoară. E nebun! Are ceva împotriva ei. S-o zmintit. Băi, nu te-ai pus, mă, te faci de mirare al mine, sat! Mă, da, voi credeți pe Iisus că e în stare să se poarte așa? Fiți corecți. Nu credeți. Ai văzut? A ști despre Iisus și a crede. Și zice că apostolii când au auzit așa ceva, au zis, astea sunt zbazuri. Nu credem așa ceva. Cine au zis așa? Apostolii. Apoi ei las ce mai fi zis. Pace bună te-a. Dragii mei frați și surori, e adevărat că pretențiile noastre sunt mari cu privire la ce știm despre Iisus. Dar dacă nu credem despre Iisus, de fapt știți ce știm noi despre Iisus? Nimic. Absolut nimic. Și dacă ar fi să luăm simbolul parabolei, cine sunt cele cinci fecioare? Ortodoxi? Catolici? Papa și așa? Dar cine? Ai văzut? Îl crezi tu în stare pe Iisus să-ți spună că nu te cunoaște? Scumpii mei frați, luați în serios treaba asta. Adică dați-i dreptul lui Hristos să fie cum e El, nu în ceruri, ci dați-i dreptul să fie cum e El în mintea și în inima voastră. Dacă nu-i dați dreptul lui Iisus Hristos să fie cum e El în mintea și în inima voastră, voi nu veți putea niciodată să vă întâlniți cu El. Luați în serios lucrul ăsta. Da. Hai să mai luăm un exemplu. Ceasul văd că mă încurcă. Spune aici, cuvintele acestea despre cine? Despre Iisus Hristos. Cuvintele acestea care le-au auzit de la cine? De la Maria Magdalena și de la celelalte femei, da? Cuvintele acestea care au fost spuse Mariei Magdalena și așa mai departe, de către cine? De către niște soli din ceruri. Li s-au părut apostolilor ce? Basme. De ce? Pentru că nu erau potrivite cu ceea ce știau ei despre Iisus. Și vreau să vă spun ceva. Atunci când am fost la Lăpușna, după ce ei, tineri și copiii, mi-au dictat despre Dumnezeu chestia, și am întrebat, măi copii, ați vorbit vreodată, băi băieți și fete, care ați predicat sau ați ținut undeva, ceva, ați predicat vreodată despre Dumnezeu ăsta din partea asta altă? Zic că niciodată. Și unii, au fost doi sau trei, care au început să plângă când au văzut că Dumnezeu poate fi așa. Dar ea de ce au plâns? Pentru că până la 16 sau 18 sau 20 de ani ei n-au auzit așa ceva despre Dumnezeu.
pentru că eu și voi i-am învățat numai prostii despre Dumnezeu. Da. Pentru că a nu învăța pe cineva un adevăr complet înseamnă să-l înveți o prostie. Dacă îi dai la un om o mașină numai cu accelerație fără frână, înseamnă să-l omori. Iar dacă eu și cu tine cresc copilul și în capul lui inoculez această distorsionare a imaginii lui Iisus Hristos, înseamnă să-l îndepărtez de la credință pentru totdeauna. Dar ne interesează chestia asta? Nu ne interesează. Hai să vedem încă un fel cum e Iisus. Zice că la un moment dat povestea cu apostolii și unul dintre apostoli care era mai autoritar între ei îi spune lui Iisus Hristos: Doamne, eu voi merge cu tine până la moarte. Petru i-a spus așa. Și Iisus i-a zis: Petre, nu mai face declarații de felul ăsta, că când vei auzi cocoșul cântând dimineață, tu deja de 3 ore să mă lepezi înainte să cânte cocoșul. Păi, tu sunt fiora, Petru. I-a crescut adrenalina și zahărul și ar fi dat vreo replică mai nepoliticoasă, dar, mă rog, cunoaștem că era în noaptea respectivă, cineva l-a suspectat că ideea lui, el, ca să nu-și piardă posibilitatea de a participa la ce se întâmplă cu Iisus, se leapădă a doua oară, vede că nu-i merge, începe să înjure de mamă și de Dumnezeu, să blesteme sau de celălalt, ca să se vadă că el nu-i pocăit. Cântă cocoșul și aduce aminte, începe și plânge și se rupe firul. În dimineața învierii, zice că Iisus Hristos, când a dat anunț să vină apostolii, zice: spuneți-i și lui Petru. Adică cui? Trădătorului. Nu? Spuneți-i și lui să vină. Vă place pasajul ăsta? Fiți onești. Vă place? Ne place. Știți de ce ne place? Pentru că noi credem că e vorba de noi. Că indiferent ce o să facem, o să ne cheme. Oare? Hai să creăm o scenă. Aici în sat aveți preot ortodox, preot reformat și atât? Și atât. Aveți un preot ortodox? Nu știu în ce relație sunteți cu ei. Nu știu. Adică cu cel reformat am cam aflat un pic. Dar, mă rog, că am fost la el acasă și am cam aflat un pic așa. Să presupunem că vine Iisus Hristos și trebuie să plecăm la ceruri. Și se uită așa peste grămada din Herghelia și zice: Aurele, fugi repede până la casa preotului reformat și cheamă-l și pe el să vină cu noi. Te duci? Mă, fiți curați la idioma. Cum adică, Doamne, ăla vine cu noi? Stai ușor. Păi, bun, acum, știi, te gândești că n-ai ce face, dar cum?
Hai să zic că te duci. Până ajungi la casa lui, câte bodogănești? Dar fii onest, câte bodogănești? Ai văzut ce diferență este în a ști despre Iisus și a crede despre Iisus? Sunt vreo trei abonați aici la bibliotecă în centru. Îi cunoașteți de aici? Toată ziua s-a acolo la bibliotecă. Dar știți de ce numesc asta bibliotecă? Că aici au fost, eu de aici știu. La sanator au fost veniți o dată trei, printre alții, trei familii, soți cu soție. Și primele trei zile ei au crezut că nebunesc. Când l-au băgat la armate și așa mai departe și nu mai putut. Și s-au certat și au vrut să plece acasă, mă rog. Și într-o zi au avut curajul să iasă un pic de acolo, să meargă mai jos. Și au venit mai jos și au dat de bufet. S-au băgat toți trei la bufet, ori băut, pus la că, s-au dus înapoi. Și erau de vesel de numai. Și se întâlnesc cu tanti Jeni. Și să rămână, până seara, dar ce azi, de unde veniți? Ce, am fost până în sala bibliotecă. Și tanti Jeni așa a rămas, că au fost la bibliotecă. A doua zi iar îi vede dispuși, că au fost la bibliotecă. Și după aceea, știu, la câte zile, tanti Jeni stă așa, șocată, dar stai, dar unde nu este biblioteca Hergelia? Hergelia nu este biblioteca. Și atunci s-o vezea pe fir și s-o prins. Ăștia mergeau fiecare zi, trăgeau un șnaps, mai avea nicio treabă. Și așa au put de o reușit de o stanță în 10 zile. Sunt vreo trei înși aici, îi cunoașteți din Hergelia, care toată ziua sunt la bibliotecă. Și vine Domnul Iisus și zice, Aline, da, fugi până la ea trei la bibliotecă și zile se vină repede că plecăm la ceruri. Nu e așa că îți strică pofta de cer și pofta de mâncare? Nu mai e niciun chef. Mai e bine nu m-aș duce în Împărăția lui Dumnezeu. Ai văzut? Ce diferență este în a ști despre Iisus Hristos și a crede? Și de obicei, toate lucrurile despre Hristos pe care tu nu le crezi, ți se par ce? Basme. Toate lucrurile despre Hristos pe care tu nu le știi, ți se par basme. Și tu ai refuzat informațiile acestea despre Hristos pe baza criteriilor tale de evaluare și de selecție. Iar când și-a început Iisus Hristos misiunea, a început-o cu un imperativ folosit dintr-un singur cuvânt. Cum suna? Pocăiți-vă că împărăția celor s-a apropiat! Dacă eu și cu voi nu ne pocăim cu privire la imaginea lui Iisus Hristos, dacă eu și cu voi nu ne pocăim cu privire la autoritatea Domnului Iisus Hristos, dacă eu și cu voi nu ne pocăim cu privire la suveranitatea lui Iisus Hristos, dacă eu și cu voi nu ne pocăim cu privire la înțelege că Iisus Hristos face exact ce vrea El să facă, vă să întrebe pe nimeni. Dacă noi nu ne pocăim la asta, noi nu avem pe Iisus Hristos. Noi avem altceva. Iar Sfântul Apostol Pavel, în epistola lui către Romani, zice cam așa. Dacă mărturisești pe Iisus, cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn sau ca Iehova, și dacă crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți, ești mântuit. E complicat? Nu. Dar asta înseamnă să tragi cu ochiul la tot ce zice Hristos despre El. Scumpii mei frați, dragi tineri și copii, primiți-L pe Iisus Hristos cum este El. Așa cum L-ați făcut voi, nu vă este de niciun folos. Asta este diferența între a ști despre Iisus Hristos
și a crede despre Iisus Hristos. Dumnezeu să vă ajute, dragii mei, ca tot ce ne-a spus El despre Iisus Hristos să credem. Și atunci nicio învățătură nu ni se va părea basm. Nicio învățătură nu ni se va părea extremă. Și asta este, asta extremism. Nicio învățătură nu ni se va părea desorginte, ce știu eu de care, cum le amestecăm și cum le dăm peste cap și le întoarcem. Și orice cuvânt al lui Dumnezeu care ne vorbește despre Iisus Hristos, trebuie să-L credem întocmai și asta este singura formă prin care trecem de la a ști despre Iisus Hristos la a crede despre Iisus Hristos. Și abia din acest moment se naște credința reală în Iisus Hristos. Dumnezeu să vă ajute, dragii mei, pe voi, să mă ajute pe mine, să facem acest pas important pentru mântuirea noastră. Amin. La încheierea serviciului divin, căutăm cântarea numărul 6. Care locuiești în ceruri, îți mulțumim frumos pentru că încă o dată ne-ai vorbit din cuvântul tău. În vederea celor auzite în seara aceasta, te rog frumos să ne ajuți să ne punem problema crezului nostru despre Iisus Hristos. Amin. Ajută-ne, Doamne, ca să luăm Scriptura, să citim din ea, să credem și să facem. Amin. Te rog frumos să ne ierți pentru că am avut alte gânduri despre Domnul nostru Iisus Hristos și oferindu-ne o inimă curată, oferă-ne și credință și mai apoi mântuirea ta. Amin.
Te rog, fii cu noi în această sâmbătă, binecuvintează-ne și oferă-ne, te rog, și pacea ta. Amin. În numele Domnului Iisus te-a rugat și îți mulțumesc. Amin. Amin. Dragii mei, cu această cântare și rugăciune, această slujbă duhovnicească s-a încheiat. Domnul să fie lăudat pentru toate și El să vă păstorească mai departe. Amin. Mâine după amiază, aș dori să avem o după amiază de laudă și de sărbare. Ce înseamnă asta? Dacă ai o conservă acasă în care bați când cânți, sau dacă ai, ce știu, un piaptăn cu o foaie de ziar și ai tu să cânti vreodată la piaptăn, sau dacă ai vreo frunză de salcă și ai știu cânta la frunză de salcă, nu contează la ce. Mâine după amiază ai ocazia să devii celebru, se filmează și se transmite pe toată planeta Pământ. Deci mâine după amiază, dacă Domnul ne ajută, va fi... Ai o poezie, ai o tăcută. Fii aici, taci câteva momente și apoi te așezi înapoi. Nu poate. Ce ai să aduci cu bucurie înaintea Domnului? E de înțeles ce am zis? Da? Bun. Dacă Domnul ne ajută, îmi aduc... Nu cred că mi-aduc chiar toate instrumentele care le-am acasă, că atunci trebuie, numai eu trebuie să țin toate după amiaza, dar vreo 3-4 instrumente mi-aduc și eu de acasă ce am și... Cu fiecare cânt câte un pic, câte un pic cânt și eu, da? Am vrea să avem mâine o după-amiază frumoasă de primăvară, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru 1 mai muncitoresc. Da, deci 1 mai este una dintre puținele sărbători biblice din țara noastră și din lume. Pentru că unul dintre primele lucruri pe care le-a dat Dumnezeu omului a fost munca. Și 1 mai este... sărbătoarea oamenilor muncii. Așa. Bine. Să aveți noapte bună. Dimineața la 9 fără 3 minute prima cântare de laudă. Sper să fiți la biserică, da? Îi rog frumos pe frații mei din comitet să rămână pentru 30 de secunde în urma bisericii și apoi fiecare își vede de drumul lui. Cu dragostea lui Dumnezeu ne despărțim. Amin.